Alexandru Coliban, un tânăr de 22 de ani, a fost condamnat de către regimul ilegal de la Tiraspol la 2 ani și 6 luni de închisoare doar pentru că s-a implicat în campania electorală din decembrie 2011. Pentru că autoritățile de la Chișinău nu reușesc să intervină în soluționarea acestui caz, familia băiatului speră că subiectul va fi discutat în cadrul negocierilor în formatul 5 plus 2, care are loc zilele acestea la Lviv, Ucraina. Pe toți îi rugăm, toate organele, a Moldovei, a Transnistriei, a Europei, a să ajute ca copilul nevinovat. Și aș vrea dacă aude Transnistria astăzi, dacă oamenii sunt deținuți, înseamnă că trebuie să le facă condiții, dar nu să fie mâncați de păduchi, să mă scuzați că mă exprim așa direct, ca să nu din ploșniți, ca să nu le ajungă mâncare acolo, ca la 300 de persoane să fie numai 8 WC-uri, sunt condiții neomenești unde se află, nu numai copilul nostru, dar... Totul a început în octombrie 2011, când Alexandru Coliban a fost contactat de către cetățeanul ucrainean Dumitru Gaisanenko pentru a-i face legătură cu câțiva studenți dispuși să lipească afișe electorale pentru bani. La scurt timp, după ce au început să lipească afișele, grupul de persoane coordonat de Alexandru a fost reținut în orașul Grigoriopol de către miliția transnistreană. Fiind contactat, Alexandru s-a deplasat imediat la fața locului, însă a fost reținut și el, fiind acuzat că împiedică exercitarea liberă a dreptului electoral. El nu m-a venit la vamă și pe dânsul a spus că na văsnenia că pasport немножко порван. Он говорит: "Да всё нормально, но порван тут чуть-чуть, ну вот бюллетень, вот фиша аста. Идем выясним эти обстоятельства. И только зашли, закрыли на ключ. Через 15 минут были уже стиратели. Значит, они ждали его. Была задержана молодежь, которая занималась распространением листовок, то есть расклеивала листовки на остановках, на столбах, в частности по улице Дзержинского города Григориополь, у которой были изъяты полиэтиленовые пакеты с содержащимися листовками, которые они еще не успели расклеить. На листовках было изображение кандидатов в президенты Приднестровской Молдавской Республики с порочащими его честь и достоинство информацией. Alexandru a fost reținut timp de 3 zile, fiind obligat să-și recunoască vina. Tânărul a confirmat că a recrutat persoane pentru agitația electorală, dar a spus și cine l-a implicat în această activitate. Juriștii asociației Promolex susțin că Alexandru a fost reținut pe motive politice. Aceasta mai ales pentru că mesajul afișelor pe care le-au lipit studenții au fost difuzate în repetate rânduri în mass media locală. Vedeți foarte bine că toate acestea a fost difuzate prin sursele mass media din regiunea Transnistreană, la așa zisul Первый Республиканский канал. Deci, începând cu luna octombrie, cu 11 octombrie, dacă nu greșesc eu, până în luna noiembrie, a avut loc un ciclu de 6 emisiuni tematice, așa zis PR Negru în regiunea Transnistreană, în care toate aceste pliante, toate aceste afișe au fost difuzate repetat și de foarte multe ori. Cetățeanul ucrainean Dumitru Gaisanenko a fost condamnat la 3 ani privațiune de libertate. La doar o lună de detenție, acesta a fost grațiat de către Evgeni Șevciuc. Alexandru însă continuă să se afle de mai bine de 8 luni în temnițele de la Tiraspol. Potrivit rudelor, tânărul se află într-o cameră mică unde sunt peste 50 de deținuți, are grave probleme de sănătate și are nevoie urgentă de asistență medicală. Я была на длительном свидании. Я вышла, я сутки не могла отойти. Хотя Саша сказал, что это по сравнению с бараком небо и земля. Ну там ужас. Rudele lui Alexandru au încercat de mai multe ori să obțină o audiție la așa zisa procuratură din Tiraspol, dar și la liderul transnistrian Evgeni Șevciuc, însă toate tentativele s-au soldat cu eșec. Prezidentul Șevciucu pisala și în contacte, în Facebook, în Одноклассника, где только находила electronne, он мне нигде не ответил. Familia lui Alexandru, prietenii, dar și colegii de universitate au protestat nu o singură dată, în speranța că despre situația sa se va vorbi în cadrul întâlnirilor neoficiale dintre autoritățile de la Chișinău și partea transnistreană. Însă sunt trimiși de la o instituție la alta, neavând nicio garanție că starea deținutului se va îmbunătăți. Nu am auzit, ei nu au sunat, ei
я все. Ну, очень это... хорошо, что вы обращаетесь, но я вот повторяю, мы уже на прошлой неделе. Я не знаю уже, какие двери, кто мне поможет. Ну, вот вы имеете контакты миссии, вы можете к главе миссии обращались? Я обращалась в августе. Familia Coliban este îngrozită de așa zisele legi din regiunea transnistreană, considerând că doar implicarea autorităților de la Chișinău, dar și organismelor internaționale, va soluționa problema feciorului lor. Началось то, что они начали говорить суммы, которые нам нужны для суда. Я в шоке была. Говорю, какое же это правосудие, если вы меня просите деньги? Ну вот судите, там же ж нету. Почему деньги я должна кому-то платить? Ну ладно, сказал он мне сумму какую. Я привезла эти деньги, суд перенесли. Часть денег я забрала. Потом опять перенесли, потому что нужно было рассмотреть в особом порядке. В течение получаса он орал. У меня других слов не было. Мы там в шоке, какие он на него... Я не вижу в его глазах раскаяния. Он из-за денег. Да, он из-за денег, действительно из-за денег. Он не... Никакой политической подоплеки в этом не было. Не было того, что он хотел именно очернить этого президента. Он даже не знал, что в этих листовках. Он просто собрал этих студентов, которые хотели за листовку получить какие-то копейки. Familia a primit mai multe asigurări de la autoritățile Republicii Moldova, dar și din partea OSCE că se vor face tentative de eliberare a lui Alexandru sau cel puțin de îmbunătățirea sănătății lui. Totuși, pe 12 februarie, în cadrul unei ședințe de la Tiraspol, pretinsa judecătoare Natalia Climiuc a menționat în vigoare sentința. Astfel, în lipsa unei intervenții din partea autorităților constituționale, tânărul urmează să fie închis ilegal încă 22 de ani în condiții inumane. Unde mai scriu la domnul, da, pe mine nu primesc acolo. Eu nu știu la cine, dar măcar cineva să ajute. Asociația Promolex a trimis un dosar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe cazul lui Alexandru Coliban. Totuși, familia lui Alexandru speră ca negocierile de la Lviv din 18-19 februarie să-i aducă o minune, iar fiul său să fie eliberat.